Bună ziua, doamna Georgescu! Ce faceți? Sunteți bine? Sunteți bine? Aveți, din câte observ, un pic pielea cam uscată. V-ați hidratat suficient? Se pregătesc să salveze vieți. Zeci de studente la mai multe școli post-liceale sanitare din Slatina, capitală și Craiova au participat la cea de-a 12-a ediție a concursului interjudețean de nursing Mioara Mincu. Mai exact, 21 de studente au demonstrat că sunt pregătite să stea în dreapta medicilor în spital și 15 dascăle au discutat despre cariera de asistent medical. Concursul interjudețean Mioara Mincu a oferit elevilor șansa de a demonstra buna pregătire pentru profesia de asistent medical. Sunt două școli din Craiova, respectiv școala post-liceală sanitară Sfântul Iosif, școala post-liceală Charles Lugier și din București e școala post-liceală Carol Davila și școala post-liceală care aparține liceului UCECOM din București. Iar din Olt, școala post-liceală Carol Davila Caracal și școala post-liceală Cristiana Slatina. Concursul Dr. Mioara Mincu de la Slatina a oferit posibilitatea viitorilor asistenți medicali să prezinte lucrări de specialitate, dar mai ales să-și arate abilitățile practice în sala de demonstrații. Am venit la acest concurs ca să urmăm o tradiție. Este un concurs dedicat profesiei, dar dedicat și înaintașilor noștri. Doamna doctor Mioara Mincu, când v-a înființat aceste școli și sunt convinsă că și-a pus speranțe și obiective în noi, cei de mai târziu, și datorăm enorm. M-am pregătit și vreau să-mi și evaluez cunoștințele care le-am acumulat în acești 3 ani, că sunt în anul 3. Și sper emoțiile să le lasă la fara ușii. Relevanța acestui concurs este faptul că între școlile post-liceale sanitare, deci de profil, trebuie să existe un parteneriat care să pună în evidență competențele dobândite de elevi de-a lungul anilor de studiu și schimbul acesta de experiență pentru cadre didactice extrem de benefic. Doctorul Mioara Mincu a fost în fruntea mișcării feministe din România și în anul 1992 a pus bazele Confederației Naționale a Femeilor din România, organizația cărei președinte executiv a fost până în 2008. Doctorul Mioara Mincu a fost membra Centrului Demografic al OMS, a Birourilor UNICEF și UNESCO.